Peste 10 ani ar trebui să conducem doar mașini electrice, își dorește Uniunea Europeană. Pentru ca asta să se realizeze, avem nevoie de baterii mai ușoare pentru mașini și mai ieftine. Hai să detaliem în acest video funcționarea bateriilor electrice, să înțelegem avantajele și dificultățile lor. Rămâi până la sfârșit pentru a vedea de ce cred eu că, în ciuda faptului că piața mașinilor electrice și-a încetinit creșterea, viitorul încă le aparține. Până la sfârșitul videoului, dragi prieteni, un anunț. Am fost nominalizat la Romanian Influencer Awards 2024, categoria educație. Pe listă găsiți și alți prieteni dragi. Alex, atenție, Catmeri, Horia, Zayafed sau Danca, dar la categoria tech. Așa că aveți cu cine vota. Mie îmi place ce fac, nu pot spune niciodată, gata, am aflat tot, nu mai e nimic de aflat. Cu ajutorul vostru, învăț și eu mereu. Încerc să pun un link aici pe undeva la card să votați, dar vă las link și în descriere. Sunt defazat. Acum câțiva ani, când lumea credea în mașinile electrice, eu nu credeam. Azi, când lumea devine sceptică, eu sunt optimist. Acum câțiva ani, le spuneam oamenilor așa. Bateriile de mașină sunt grele, sunt scumpe și, în plus, nu funcționează bine la temperaturi mici. O să rămâneți iarna cu mașina pe drum, le spuneam. Dar ei nu și nu. Vânzările de automobile electrice au explodat, așa cum se vede în acest grafic. În 2020, ele erau 3 milioane. În 2023, s-au vândut aproape 14 milioane de automobile electrice sau hibride. Ce am zis eu însă, nu a fost o prostie. Frâna în această creștere o reprezintă bateriile automobilelor electrice. Bateria de la Dacia Spring costă aproximativ 7.000 de euro, cântărește aproape 200 de kilograme și te ține 200 de kilometri. Asta vara. Iarna, mult mai puțin, la 5 grade Celsius, valoarea de autonomie este de doar 80 de kilometri, iar încărcarea durează 13 ore acasă și, dacă ai o stație de încărcare rapidă, durează o oră. Cifrele astea nu prea sunt atrăgătoare după mine. Ca atare, lumea se reajustează. Compania Audi, care încă vrea să producă numai mașini electrice până în 2033, spune că tranziția va fi mai lentă. Între timp, vor face și mașini hibride, la fel și General Motors. Motivele? 1. Prețuri ridicate, de obicei pentru cei cu buzunar mai generos. La Tesla, bateria electrică depășește 20.000 de euro. Eu am un Kia Picanto, m-a costat 10.000 de euro. 9. Citesc că un Kia EV9, mașina electrică, costă 50.000 de euro. Cred că zic pas. O altă problemă sunt stațiile de încărcare publice. Statele Unite ar avea nevoie de 180.000, nu are decât 40.000. Eu, din fericire, am una, chiar în parcarea din față. Voi aveți? La aceste îngrijorări se adaugă numărul de kilometri de obicei redus pe care îl poți face cu mașina electrică dintr-o singură încărcare, ce devine și mai mic pe timp de iarnă. Cumpărătorii încep să devină sceptici. Asta nu înseamnă că piața mașinilor electrice se prăbușește. În 2023, în America de Nord, s-au vândut cu 40% mai multe mașini electrice decât în anul precedent. În total au fost 1 milion de vehicule. Iar China, cu producția sa de 5 milioane de vehicule electrice anual, stă pregătită să pună mâna pe piața europeană. În ce măsură îi se va permite, e o altă discuție. Unde este problema? Așa cum am anticipat, în esență, problema este în baterii. Uitați, motorul electric este în esență mult mai simplu decât cel termic. Asta suntem cu toții de acord. Că toate aparatele de bucătărie folosesc motoare electrice. În rest, mașina e făcută la fel, carcasă, scaune, volan și așa mai departe. Diferența este sursa energiei, bateria, energia electrică sau rezervorul energie termică. Bateriile pentru mașini electrice au niște dezavantaje intrinseci față de rezervorul cu benzină. Au o densitate de energie mai mică, atât pe volum cât și pe kilogram. Asta face bateriile mai voluminoase și mai grele. În plus, bateriile se încarcă mai încet decât benzina care este turnată direct în rezervor. Și, să nu uităm, bateriile electrice sunt încă scumpe, deși prețul lor a scăzut. Cât privește prețul combustibilului, electricitate sau benzină, diferența nu este foarte mare și depinde și de evoluția prețurilor pe piață. De ce au bateriile toate aceste probleme? Pentru a înțelege, să ne întoarcem la cum este făcută o baterie electrică.
După aceea vă spun de ce, în ciuda dezavantajelor, sunt optimist. Aici este bateria Volta, prima baterie făcută din zinc, cupru și un strat îmbibat cu sare între ele, numit electrolit. Cum funcționează? Electrolitul mănâncă din zinc și eliberează o parte din electron. Apoi o parte din ionii de zinc difuzează în electrolit și ajung lângă atomii de cupru. Aceștia cedează o parte din electronilor zincului, care devine neutru și nu mai contează. Se formează astfel, la interfața electrolitului, două zone. Una cu electroni liberi și alta cu ion pozitiv de cupru, dispus să preia electronii dacă este cazul. Atunci când punem un bec, o sarcină, între cele două zone, electronii capătă astfel posibilitatea să ajungă mai ușor la ionii de cupru, prin conductor și bec în cazul de față. Se formează un curent și becul luminează. Problema cu bateria lui Volta este că nu se poate reîncărca. Cum funcționează bateriile reîncărcabile? Să luăm exemplu bateriilor litiu-ion, care sunt cel mai des folosite la mașinile electrice. Și apropo, îmi place acest titlu de acum 10 ani. Litiul este folosit pentru că electronul lui de valență este cel mai slab ținut de nucleu. Electronul hidrogenului, de exemplu, are o energie de minus 13 electronvolți. Asta înseamnă că trebuie să-i dai electronului o energie echivalentă de 13 electronvolți ca să-l scoți afară. Pe de altă parte, energia de ionizare a litiului este de 5 electronvolți. Dacă vrei să-i furi electronul de valență, litiul face parte din atomii cărora li se poate fura ușor acest electron. Îți trebuie doar o energie de 5 electronvolți. Spunem că litiul are o electronegativitate ridicată. El pierde ușor electronul. Vedeți aici structura unei baterii cu litiu-ion. În stânga este un cristal de oxid de cobalt, care conține atom de litiu. În dreapta sunt straturi de grafit, ceea ce se găsește și în minele de creion, iar la mijloc un separator special construit. Cristalul din stânga este însă unul cu caracteristici ionice. Asta înseamnă că în cristal, litiul deja și-a pierdut electronul de valență și a rămas ion pozitiv. Priviți ce se întâmplă când încărcăm bateria de litiu-ion. În interior se creează un câmp electric între partea pozitivă a alimentării și cea negativă. Ce face un câmp electric? El acționează cu o forță Lorentz asupra sarcinilor electrice. Sarcinile electrice pozitive sunt împinse în direcția câmpului, iar sarcinile electrice negative în direcția opusă, adică acest câmp le separă. Vedem acum ce se întâmplă în cristal. Electronii de valență ai atomilor de litiu, care umblau aiurea prin cristal, vorba vine, au un rost special în coeziunea cristalului, dar nu mai detaliem. Deci, electronii liberi din cristal sunt și ei influențați de câmpul electric. Ei vor merge în direcția opusă, având sarcina electrică negativă. Ajungi la electrozi, circulă prin conductor și apoi electronii ajung la stratul de grafit din dreapta. Aici, ei se așează aproximativ în strat. Pe de altă parte, câmpul electric acționează și asupra ionilor de litiu și este suficient de mare cât să-i scoată din cristal. Ei difuzează astfel spre dreapta, trec prin membrana de separare, construită special să le permită doar ionilor de litiu să treacă, apoi ajung la grafit și se așează la întâmplare între straturile sale. În felul acesta, ei rămân separați de electronii din grafit, lângă care ar vrea să ajungă, sunt atrași electrostatic, dar sunt împiedicați de structura grafitului. Ce se întâmplă când descărcăm bateria? Electronii încă vor să ajungă la atomii de litiu din care provin. O pot face întorcându-se liber prin conductorul electric și generând astfel curent electric. Astfel însă, nu ajung decât în cristal, acolo unde lipsesc ionii de litiu. Aici intervine fizica stării solide. Cristalul a fost construit în așa fel încât energia sistemului de ion de litiu și electroni să fie mai mică când aceștia fac parte din cristal, decât atunci când sunt separați în grafit. Asta înseamnă că și ionii de litiu se vor întoarce în cristal, pentru că energia totală va fi mai mică. Practic, ionii de litiu difuzează ușor în cristalul de unde au plecat prin membrană. Aceste baterii sunt bune nu numai pentru mașini, ele pot fi folosite și la sistemele fotovoltaice. Dacă vrei să instalezi un astfel de sistem, încearcă firma EcoSolaris. Este o companie ce oferă echipamente și panouri fotovoltaice de ultimă generație, care te ajută să economisești energie. Optează astfel pentru soluții eficiente și durabile, care garantează o producție optimă de energie solară.
Profesionalismul și experiența echipei de peste 18 ani asigură o instalare rapidă și sigură. În felul acesta, îți transform locuința sau afacerea într-o centrală energetică autonomă. De asemenea, beneficiile financiare sunt semnificative, cu reduceri notabile ale costurilor de electricitate. Cu EcoSolaris vei obține suport continuu și consultanță specializată, astfel încât să ai parte de cea mai bună experiență. Vizitează acum site-ul ecosolaris.ro pentru a afla mai multe informații. Vă las link în descriere. Bun, cu ce ne ajută faptul că am înțeles acum cum funcționează bateriile litiu-ion? Păi ne ajută să vedem de ce pe viitor sunt posibile nenumărate îmbunătățiri. Cu alte cuvinte, de ce eu sunt acum mai optimist când vine vorba de viitorul mașinilor electrice? Uite, să estimăm împreună densitatea de energie a unei baterii de litiu-ion. Cum? Păi e clar că energia stă stocată în ionii de litiu atunci când aceștia sunt separați. Câtă energie ne dă un ion de litiu când se combină cu electronul său? În electronvolți, electronvolt este o măsură a energiei, energia e ușor de calculat. Înmulțim tensiunea bateriei de aproximativ 3,7V cu sarcina ionului, egală cu sarcina electrică a electronului, în valoare absolută. Adică un singur ion ne dă o energie de 3,7 electron volt. Un ion de litiu face însă parte din unitatea de cristal litiu-cobalt-oxigen-2. Masa acestei unități este de 1,6 ori 10 la puterea minus 22 de grame. Apoi folosim wolfram alfa și împărțim energia stocată într-un ion de litiu, cam 3,7 electron volți, la masa unității de cristal litiu-cobalt-oxigen-2, de 10 la puterea minus 22 de grame. Exprimăm asta în watt-oră, în loc de electron volt, și wolfram alfa ne dă densitatea de energie de aproximativ 1000 watt-oră pe kilogram. Wow, asta nu mă așteptam. Nu este departe de densitatea de energie în practică a unei baterii de litiu-ion, care este de 200-300 watt-oră pe kilogram. Desigur, în practică densitatea este de 3-4 ori mai mică decât valoarea teoretică, din multe motive. Avem și stratul de separare, avem și grafitul care cântărește suplimentar. Densitatea de energie va deveni tot mai mică. Plus că, în practică, cristalul de litiu-cobalt-oxigen-2, stratul de separare și grafitul sunt așezate pe niște folii care apoi sunt împachetate compact și astea cântărește și ele. Plus că, în practică, nu toți ionii de litiu difuzează către grafit. De fapt, putem spune pe invers. Faptul că inginerii au reușit să obțină o densitate de energie doar de câteva ori mai mică decât cea maximă teoretică de 1000 watt-oră pe kilogram, calculată și de noi, este cu adevărat extraordinar. Felicitări lor! De ce este calculul de mai sus important? Pentru că el ne spune nu numai care sunt problemele bateriilor pentru mașini, densitatea de energie mică, dar și cum se pot rezolva. Este adevărat că o densitate de energie a bateriilor de 200 watt-oră pe kilogram este mică. Pentru a merge 500 de kilometri fără să se încarce, o mașină are nevoie de 80.000 watt-oră de energie. Asta înseamnă că bateria poate cântări și 400 de kilograme. Pe de altă parte, și densitatea de energie pe volum a bateriilor electrice este mai mică decât cea stocată în rezervorul de benzină. Asta înseamnă că bateriile folosesc un volum mai mare decât benzina. Și totuși, optimismul meu vine din calculul de mai sus. Păi cum putem crește densitatea de energie pe kilogram? Căutând un cristal mai ușor. Cum putem crește densitatea de energie pe volum? Căutând și cercetând cristale mai compacte. Cum putem scădea prețul bateriilor electrice? Păi găsim o modalitate de fabricație mai ieftină a cristalului, care este o componentă majoră a prețului, sau găsind alte structuri cristaline, care au aceeași funcție, dar sunt mai ieftine de fabricat. Urma să vă dau exemple de astfel de structuri, pentru că cercetarea în domeniul bateriilor electrice are un avânt extraordinar acum. Apoi să vă arăt și exemple de baterii ce fac posibil ca mașinile electrice să atingă chiar 1000 de kilometri dintr-o singură încărcare. Din păcate, videoul acesta a devenit deja prea lung, dar voi face asta într-un episod următor. Vă rog să-mi lăsați în comentarii link la materiale interesante. Până data viitoare, reamintesc că am fost nominalizat la Romanian Influencer Award 2024, categoria Educație. Votați apăsând chiar acum acest link de aici. Las link și în descriere. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool și vă doresc numai de bine. La revedere!